Basketbaliștii Ploieștiului vor fi mâine seară oaspeții lui Căruțașu. Albalbaștrii și fostul coechipier se vor înfrunta iarăși în campionat. Duelul Steaua ASE Soft va fi derbiul rundei, unde, spun specialiștii, se vor întâlni cei mai buni jucători români. Pe lângă revederea cu Gilă, capitanul Borlacu de-abia așteaptă duelul cu bunul său prieten Virgil Stănescu. Chiar dacă rămân lider, indiferent de scor, Dado Arnautovici l-a impus băieților să rămână neînvinși în acest final de campionat. Așa cum au terminat și meciul turc, când s-au impus cu 66-53, iar Căruțașul a terminat partida fără niciun punct marcat. Evoluția sa a fost marcată de primirea impresionantă pe care i-au făcut-o suporterii ploieșteni.